Salutare tuturor! Eu sunt Sorin și îți urez bun venit pe canalul Hayabusa Travels, loc unde vei găsi plimbări, aventuri și motovloguri serioase despre motociclism, călătorii cu motocicleta și alte subiecte adiacente. Abonează-te și apasă clopoțelul pentru a fi notificat ori de câte ori postez. La a doua zi de Atena, ne plăduim să vizităm Acropola, punctul cel mai important din oraș. Primul obiectiv atins este Agora Romana. Construită în perioada Imperiului Roman, Agora Romana a avut ca sponsor pe Cezar și Augustus. Noi n-am vrut să intrăm, așa că ne-am mulțumit cu ce se putea vedea pe afară. Urcând pe Acropola și odată ajuns acolo, realizez că nu pot vizita astăzi. Aglomerația imensă care se vedea din depărtare mă face să reconsider suma cerută pentru a vizita obiectivul. Decis să o lăsăm pentru mâine dimineață, când la ora 8 vom reveni pentru vizita mult așteptată. Aici suntem pe dealul Areopagus, loc minunat pentru a ne bucura de o panoramă mirifică a orașului. Areopagus a fost locul de unde se făceau judecăți și se enunțau sentințele. Termenul se refera la corpul judecătoresc de origine aristocratică, care a format ulterior instanța superioară a Greciei moderne. Această stâncă este de asemenea locul unde Pavel a rostit faimoasa predică către atenieni și i-a convertit pe primii atenieni la creștinism. Se spune că în acest loc a fost închis filozoful Socrate după arestarea sa sub învinuirea de corupție a tinerilor atenieni prin intermediul învățăturilor sale radicale. A fost condamnat la moarte și obligat să bea o travă, deși în realitate acest lucru s-a petrecut într-o închisoare aflată pe locul Agorei. Cel mai probabil, încarcerarea lui în această grotă nu este decât un mit. Dătăm spre monumentul Filopapos, deal care a servit drept observator al Aterii. Filopapos a fost rege al unui mic regat din Orientul Mijlociu care și-a pierdut tronul și a trăit în Atena. Avea multe dintre drepturile atenienilor și acest monument este un memorial pentru el. Ne continuăm plimbarea și vizităm Agora Antică a Atenei, unul dintre cele mai importante locuri ale vechii societăți grecești. Aceasta căzduia o serie de întruniri politice, religioase, sociale și comerciale. Timp de 1200 de ani a fost centrul vieții Atenei, al comerțului, politicii, filozofiei, artei și întrecerilor sportive. În timpurile antice, Agora era locul unde țineau discursuri filozofii Socrate, Platon și Sofocle. Agora nu a fost doar centrul civic și intelectual al Atenei, ci și principala piața orașului.
Templul lui Hephaistos, Tision, a fost construit între anii 449-444 înaintea noastră, în epoca de aur a lui Pericle, înainte de construcția Partenonului. Este unul din cele mai bine păstrate temple din Grecia. Hephaistos era zeul protector al focului, meșteșugarilor și fierăriei. Din acest motiv, templul lui Hephaistos a fost construit în cartierul ferarilor din Atena. Încheiem turul vizitând porticul lui Atalos, care era un loc de promenadă elegant și discret pentru întâlniri neoficiale și schimbări de păreri. Acesta a fost video de astăzi. Mulțumesc pentru vizionare! Nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja și să dai like la video dacă ți-a plăcut. De asemenea, te aștept în secțiunea de comentarii sau pe Instagram. Ne vedem în următorul video!